Au cântat, au recitat poezii și au comemorat pe Ion și Doina Alda Teodorovici. Elevii de la Liceul Teoretic Miron Costin din orașul Florești au organizat un cenaclu literar-artistic în amintirea celor doi artiști, sub genericul Două vieți, o singură credință. Muzica aceasta este foarte actuală, deoarece ea însuși ne însuflețește o stare atât de liniștită. Ea ne sublimă toate sentimentele profunde. Ne ajută să ne definim singuri pe noi, singuri toate sentimentele pe care le simțim, atât pentru cântece, cât și pentru poezii. Cântecele sale sunt actuale în prezent, deoarece, vedeți, în această activitate am vorbit despre asta, sunt niște cântece pentru inimă și din inimă. Este ceva foarte valoros pentru neamul nostru și în special pentru mine. În piesele sale sunt redate limba, datina noastră, tradițiile chiar. Am hotărât să promovez și eu o activitate, să le altoiesc dragostea față de țară, de limbă, de neam, de poporul natal. Știți, copiii sunt foarte receptivi și au participat cu mare entuziasm, chiar urmărind probabil și dumneavoastră recitarea lor, când mergea vorba de un vers, de țară, de patrie, și sărea inima din piept. De fiecare an este stabilit graficul întrunirilor metodice. Noi de la direcție propunem tema. Profesorii de acum își selectează esența, își selectează materialele. De fapt, rămâne încă să facem analiza și a lecției și a activității, dar din punctul meu de vedere totul a decurs cu foarte bine. Amintim că anul 2012 a fost declarat de guvern anul Doina și Ion Alda Teodorovici.